josul ăsta? Un sac de dormit. Chiar că e plin de praf. De ce l-ai scos? Tată, e dezgustător. Ce-i pata asta? Paste la conservă, cred. E dintr-o excursie la munte din 1998. Tata, ce se întâmplă? Știu că îți plăcea atunci când mergeam cu familia în excursie. Nu, tată, ție îți plăcea. Noi ne-am adaptat. Sunt țar, nopți friguroase și paste la conservă. Toată familia iubea excursiile în timpul vacanțelor. Era timpul să mai mergem într-una. Să nu te bazezi pe mine. Nici pe mine. Mergem cu toții și o să petrecem un timp minunat acolo. Unde? Insula Meco. Dormim în aer liber și e lună plină. Cum o să ies din asta? Fă-te că ești bolnavă. Nu o să mai țin acum. O să-mi spună că aerul e curat și să-mi facă bine. Sunt gata pentru luna plină. Mi-am cumpărat niște ochelari de soare negri, foarte negri. Și banda adezivă pentru ferestre. Louis, uite de asta. Cleo se duce în excursie cu familia ei la Maco. Ce? Glumești? Cleo, ne e greu să te protejăm și în casă de lună plină. Nu am de ales, Louis. Nu se poate să te duci. Ba da, este. Dacă mergem și noi, putem avea grijă unul de altul. Foarte proastă idee. Sunteți în dezavantaj când e lună plină. Măcar aici pot să garantez că am grijă de voi. Louis, suntem fete mari. Bazați-vă pe mine. Chiar? Mulțumesc, fetelor. Păi, ideea era că va fi o excursie cu familia. Emma și Ricky sunt ca și surorile mele. Pot să te aibă atunci. Trebuie să vorbească întâi cu părinții însă. Deja am vorbit cu domnul Sertori. Și eu. Dar cortul vostru? Avem saci de dormit. Și fetele pot să împartă cortul cu mine. Păi, cred că e în regulă atunci. Cioc, cioc! Bună ziua, domnule Sertori. Ce-i cu toate astea, Louis? Asta? Asta? Un SRX 500, adică ultimul model de cort. Mă gândeam că fetelor le-ar plăcea asta. Și asta e sacul meu de dormit. Stai puțin. Nimeni nu a spus ceva că ai venit și tu. Unde vor dormi toți? Cleo, Emma și Ricky vor sta în noul cort. Eu voi sta cu dumneavoastră. Ăștia suntem noi și Kim poate să-l aibă pe al ei, numai pentru ea. Mie-mi convine. Nu știu dacă am loc destul în barcă. Pot să iau și pe mea? Da. Ce ai de gând să faci? Aveți nevoie de mine. Îmi pare rău, dar nu pot să mai ajung la film în seara asta. E în regulă. Putem să mergem altă dată. Da, sigur. Și care e motivul? Am ceva important de făcut. Cu cine? Mai important, prieteni. Cleo. E o excursie, e o tradiție de familie și întotdeauna ajut familia Sertori. Au nevoie de mine când mergem la camping. Și unde vă duceți? Insula Maco. Sună romantic. Da, adică nu. Nu e deloc așa. O să fie frig și o să fie o mulțime de gândaci. Chiar nu m-aș fi dus dacă nu le-aș fi promis cu luni înainte. Mi-am dat cuvântul. Este în regulă, Louis. Este? Da, desigur, îți ții promisiunile. Absolut sigur că trebuie. Așa cum ai promis că o să ieși cu mine în seara asta. Crezi că o să fim în regulă noaptea asta? Sigur vom fi. Da, o să fie minunat. Salut! Sper că nu vă supărați. Charlotte a ținut să vină și ea cu noi.
Ce face ea aici? I-am promis că o să ieșim în seara asta. Devenea suspicioasă. Suspicioasă? Este lună plină! I-am spus să nu vină. Dar vreau să știți că sunt aici pentru voi, nu pentru ea. Luis, poți să ne ajuți cu astea, te rog? Vin imediat. Luis! Vin! L-a prins bine cu degetele ei mici. Mă mir că nu a pus să stea în cortul nostru. Nu te îngrijora, Cleo, poate nu se observă. De fapt, putem ajuta și noi la asta. Mă duc să strâng niște lemne pentru foc, tată. Bine. Să nu te duci prea departe de tabără. Nu ești tu șef aici. Ei bine, sunt o grămadă de lucruri înfricoșătoare acolo. Sigur că sunt. Ar trebui să-i spunem, Ricky? Nu știu dacă e destul de mare să înțeleagă. Haideți, ziceți-mi. Pe această insulă obișnuia să trăiască un pusnic. Ce înțelegi prin obișnuiasă? Păi, din când în când este văzut. De câte ori este lună plină. Ca și în seara asta. Oamenii zic că mănâncă carne crudă. Da. Care oameni? Cei care au reușit să se întoarcă vii. Ceilalți, ei, cine știe. Numai că eu în locul tău nu m-aș plimba prea mult singură. Haide, Kim, o să te ajut eu. Auzi povestea lui Cleo? Nu cred nimic din ea, Kim. Suntem în siguranță. Ce-a fost asta? De unde a venit asta? Cred că ar trebui să ne întoarcem. Bine! Crede-mă, Kim, nu e nimic periculos aici. Zgomotele alea nu erau normale. Păi animalele fac zgomot când mănâncă. Nu era niciun animal flămând. E bine, atunci ar putea să fie una din celelalte 100 de lucruri normale. Relaxează-te, sunt doar eu. Din păcate, ca întotdeauna. Fă-mi o favoare și lăsați-o pe Charlotte în pace. Știu că încercați să o speriați. Oh, îi iei apărarea prietenei tale. Nu, am grijă de voi. Ce sunt ăștia? Ochelari de soare. Nu pot să văd nimic prin ăștia. Păi, asta e ideea. Ce folos au dopurile de ureche împotriva lumii pline? De fapt, asta era ideea mea. În caz că sforăie cineva. Voi trei trebuie să stați aici cu fermoarul tras toată noaptea. De ce nu ne îngropi ca să fii mai sigur? Ah, mi-a trecut prin cap, dar sigur că pot să am încredere în voi. Noapte bună, Lois. Vize plăcute. Ei bine, se pare că suntem doar noi trei. Da, nu e încă lună plină și deja sunt speriată. Și eu. Ricky? O să fie bine. Nu pot să dorm. Cred că e din cauza lumii. Mă gândeam să fac o plimbare. După tot ce s-a întâmplat? Păi, acum mă poți proteja tu, nu? Eu cred că trebuie să mă odihnesc. O plimbare mică nu strică.
Clio, trezește-te! Mm-hmm. Pot să stau cu tine în cort? Ți se pare că este destul loc aici? Întoarce-te în cortul tău! Dar nu-mi place, sunt singură, Charlotte e plecată și... Ia stai, Charlotte nu e? Unde e plecată? Nu știu, m-am dus să-i spun tatei, dar nu are nicio treabă și lui s-a plecat și el. Nu, nu-mi pasă. Ba da, ce crezi că au de gând să facă? Du-te și te culcă! Clio, dacă încerc să mă sperii sau ceva, las-o baltă. N-o să țină. Clio? Clio, vino înapoi! Clio! E ceva magic în locul ăsta. Crezi? N-am remarcat niciodată. Și e romantic. Acum că ai adus vorba de asta... Luis! Ce faci aici? N-ar trebui să fii în pat? Clio rătăcește pe aici. Ce face? Da, a plecat ca o zombie și n-am putut să o opresc. Cred că a vrut să te sperie, Kim. Nu-i așa, Luis? Probabil. Kim, ceilalți unde sunt? În corturile lor, bănuiesc. Exact, acolo ar trebui să fii și tu. Hai, te duc eu. Cred că o să mai stau puțin aici. Singură? Păi mă gândeam că poate te întorci să terminăm discuția. Discuția? Ah, da, da, mă întorc imediat. Plecat. Ce? A dispărut Cleo. Rămâi în cortul tău. Cleo să plătească pentru asta. Hei, intru, închideți ochii. Credeam că trebuie să aveți grijă una de alta. Și unde erai tu, mai exact, domnule, la trupa de securitate? Eram cu Charlotte. Eram doar... ne uitam la stele. Scutește-ne de detalii, Luis. Cleo poate fi oriunde acum, mă duc după ea. În niciun caz. Ne-am temut de lună plină de prea mult timp, cred că e timpul să încetăm. Ai nebunit? Ultimul lucru care îmi trebuie sunt trei sirene care să umble pe aici. Spune-le, Ricky. Are dreptate, nu putem să trăim în frică tot timpul. O să fim în siguranță la locul nostru secret. Ce se întâmplă dacă nu puteți controla asta? Ce se întâmplă atunci? Haide. Asta e curată nebunie. Oh, minunat. S-a zis cu planul. Înapoi în corturi, doamnă. Ai grijă de prietena ta, Luis. Luis, tu ești? Cleo, ce crezi că faci? Știi, să încerci să o sperii pe sora ta mai mică e chiar patetic. E doar din cauza mea și a lui Luis, nu-i așa? Nu-i așa? Spune. Cleo? Cleo, vorbesc cu tine! Bine, Luis!
Charlotte, da. Ești bine? Da, a fost o lumină așa dintr-o dată, aproape m-a lovit. Chiar? Wow, eu n-am auzit nimic. Trebuie să fie auzit. Și Cleo a fost aici și se purta foarte ciudat. Unde a plecat? Nu știu. Bine. Cred că cel mai bine e să te întorci în cortul tău. Cleo, cred că e deja acolo. Se întâmplă ceva ciudat. Ce a fost asta? Nimic. Trebuie să fie auzit ceva? O să merg să văd. Nu, așteaptă, Luis! Putem să ne înțelegem? Micul vostru plan nu merge, întoarce-te în cort. Lasă-mă pe mine să o găsesc pe Cleo. Lasă-ne în pace. Știm ce facem. E sigură de asta? A? Pentru că ultima dată... Ne cheamă apa. Apa. Bine. Bucurați-vă de not. Aici. Charlotte! Apa asta a strălucit și apoi a înghețat. Ce se întâmplă aici? Încă nu mă crezi, nu-i așa? Unele lucruri par mai ciudate noaptea, dar de fapt ele sunt cât se poate de normale. Și Charlotte, ți-ai fi putut sparge capul când ai căzut. Bună dimineața! Ce somn fantastic am tras.
Cred că e de la apa sărată. Mi-e foame. Au mai rămas destule paste la conservă. Nu te-am auzit când te-ai sculat, Luis. Din cauza sfărăitului. S-a auzit de la un kilometru depărtare. Unde sunt fetele? Bună întrebare. Nu îmi spune că încă dorm. Treziți-vă, somnoroaselor. Ce s-a întâmplat aici? Exact asta vreau să știu și eu. Luis? Bună dimineața la toți! Vrea cineva ceva la micul dejun? Era și timpul! Nu mă surpar. Bravo, fetelor! Pește proaspăt! Gustos! Cum ați reușit asta? E specialitatea mea. Am luptat cu puterile lunii și am învins. Nu o să mai fie la fel niciodată. Bine, recunosc. Ați învins luna plină fără ajutorul meu. Nu, Louis. Am învins luna plină și fără ajutorul tău. Bine. V-a trebuit mult curaj să ieșiți afară fără să știți ce o să se întâmple. Și admir asta. Așa mai merge. Mai e un lucru care mă neliniștește. Charlotte a atins gheața exact când luna plină se reflecta în apă. Ai dreptate. Dar care puteri de sirenă? E ușor să aflăm asta. Bine, dar lăsați-mă pe mine. Bună, Luis! Luis! Îmi pare rău, din greșeală. A curs în direcția greșită. Da. Nu, îmi vine să cred că ai făcut asta. Bine lucrat. Nu începe și tu să te porți ciudat, Luis. E în regulă.